Cali, dacă ar fi un pic mai înalt, ar trebui să se aplece ca să dea un slam dunk. A crezut că spui că ar trebui să se aplece ca să se uite cât este ora la Big Ben? Nici chiar așa. Victima sigură, mă rog, adversarul din această seară a lui Cali, Carlito. Că veni vorba de înălțime, am aminte de un banc foarte tare care se termina în felul următor. Bulă spunea că bunica lui este atât de mică încât ca să spele pe jos trebuie să urce pe scaun. Cam așa a fost și comparația ta de mai înainte. Carlito, un nume predestinat pentru bătaie, pentru încasat bătaie. Și Marley Cali se va asigura de acest lucru în această seară. Ce diferență de înălțime între cei doi combatanți. Este de aproape două ori mai greu aici, Cali. Uite cum se uită la el. Se uită la cineva, parcă ar fi suit într-o mașină de teren. Ar fi suit pe o mașină de teren. Nici cea mai mică șansă nu are aici Carlito. Nu există nimic ce poate să facă împotriva lui Carlito. Mai ușor, cred că muți munții Himalaya. Sisif avea o sarcină mai simplă. Da, într-adevăr. O muncă sisifică în această seară pentru Carlito. A reușit să-l păcălească totuși pe Cali. Iată, îl lovește în picior și tot pe el doare tibia. Mi-aduce aminte asta de un luptător din circuite independente care este posibil să apară și în Ring of Honor. E vorba, evident, de Human Tornado. Este bine de spus, despre Human Tornado este atât de dur, atât de bărbat, încât oponenții care lovesc între picioare au ei probleme la mâini, el nu este deloc afectat de asta. De fapt, despre Human Tornado, despre caracterul lui Human Tornado se vorbește și pe site-ul Sport.ro, dar acolo am văzut că Carlito are un mic avantaj, însă nu cred că asta este suficient să dobor un monstru precum Marley Cali. Fugi, Carlito, fugi, cât încă mai ai o șansă. Uite cum s-a ferit acolo, cât agilitate din partea unui om de dimensiunea lui Carlito. Evident, eram ironic, Mihai. Da. Ce ai nevoie de agilitate, ce ai nevoie de manevre de wrestling când ești atât de mare? Marley Cali, trebuie spus că a făcut parte din forțele polițienești din India. A fost remarcat de către șeful lui de acolo. Acesta l-a trimis la niște concursuri de culturism, unde a și câștigat de altfel. S-a terminat totul pentru Carlito. Este momentul în care, mai mult ca sigur, Marley Cali va număra victima în stilul specific cu piciorul pe piept. Marley Cali este ca un traseu montan permanent închis, e de evitat. Așa este. Carlito nu știu ce a vrut să demonstreze în această seară, înfruntându-se cu Marley Cali. Cali s-a prezentat doar pentru a avea o scuză de a-și lua banii. Mai devreme sau mai târziu, acest om va trebui să primească o șansă la centură, pentru că până acum nimeni nu a reușit să-i facă față. Iată ce lovitură în capul sărmanului Carlito, iar apoi double-handed choke slam și numărătoarea până la 3, una mai mult decât banală. Printr-un noroc incredibil, singura persoană care a reușit să îl înfrângă a fost Undertaker. Atunci, într-un meci de tipul Last Man Standing, a folosit 3 lovituri de scaun pentru a ține la podea 10 secunde pe Marley Cali. De fapt, a mai rămas mult timp după aceea Marley Cali, după cele 3 scaune încasate. Însă nu cred că cineva va mai reuși vreodată acest lucru. Ric Flair încearcă să-l ajute pe Carlito, îl întreabă acolo, Caribbean Cool, unde erai când încasam bătaie? Vorbește și în spaniolă. Ce se întâmplă cu tine? Nu te pricep la spaniolă, însă am auzit corazon, deci e de bine. Cred că în momentul ăsta Ric Flair trebuie să întrebe. Poftim? What? Îmi spune Stone Cold. Probleme mari între cei doi prieteni, pentru că în ultimele săptămâni au fost foarte apropiați Ric Flair și